Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Nicoleta Toacă și în zi de duminică vă dau întâlnire la Vocea Basarabiei să facem împreună retrospectiva săptămânii. Iată care sunt titlurile ediției. De pe 8 aprilie a început desfășurarea recensământului populației și locuințelor 2024, care va dura până pe data de 7 iulie. Peste 80% dintre primării au depus câte un proiect de finanțare la programul Satul European, ediția din 2024. Referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană ar putea avea loc pe 20 octombrie. La Congaz au început săpăturile de fundație pentru primii piloni ai liniei electrice Chișinău-Vulcănești. A fost dat start recensământului. O premieră este că recenzorii vor colecta informațiile nu pe hârtie, ci direct pe tablete. Cei care nu vor dori să furnizeze datele personale riscă să fie amendați. Șeful executivului a menționat că datele colectate sunt necesare pentru implementarea proiectelor de dezvoltare socială și de infrastructură. El este important în primul rând pentru noi, toți cetățenii Republicii Moldova. Pentru că în baza datelor pe care le vom acumula pe parcursul recensământului, vom lua decizii importante în ceea ce privește construcția de infrastructură, de școli, de grădinițe, de servicii sociale, de servicii medicale. Guvernul construiește tot mai mult și mai mult, localitățile au tot mai mult și mai mult acces la proiecte și este important să construim inteligent, să construim în baza datelor reale. Aproape 5.000 de persoane au fost instruite pentru realizarea recensământului, iar pentru ca să ne asigurăm că toți cetățenii participă au fost aleși și recenzori care posedă toate limbile vorbite pe teritoriul țării. Recensământul are loc o dată la 10 ani. În acest an, recenzorii vor introduce datele electronic, folosindu-se de o tabletă. Conform legii privind recensământul populației și locuințelor, participarea la recensământ este obligatorie. Îndemn toată lumea să participe cu încredere la recensământ și să ofere răspunsurile la întrebările solicitate de către colectorii de date. Șeful Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, a declarat anterior că cetățenii care vor refuza să participe la recensământ riscă amenzi de până la 2.500 de lei. Potrivit lui, amenzile vor fi aplicate doar în cazuri excepționale. În perioada 8 aprilie, 7 iulie, în fiecare casă vor ajunge recenzorii pentru a colecta informații unice despre persoane și despre locuințe, despre caracteristicile locuințelor și despre date ce prizează persoanele. Recensământul ne va permite ca să ne încadrăm armonios în spațiul informațional global și cel european, fiind colectate date conform standardelor internaționale. În cadrul recensământului, statul vrea să numere populația și să înțeleagă detalii privind vârsta, educația moldovenilor, dar și numărul de locuințe din țară. Costurile recensământului sunt evaluate la 370 de milioane de lei, dintre care 329 sunt din bugetul de stat, restul vin din partea Uniunii Europene. Conform legii privind recensământul populației și locuințelor, participarea persoanelor la acest exercițiu este obligatorie. Postul de televiziune Vocea Basarabiei a întrebat locuitorii capitalei despre importanța organizării recensământului populației și al locuințelor. Majoritatea interlocutorilor consideră că această procedură este una necesară și benefică pentru cetățenii din Republica Moldova. Părere destul de ok, adică ar trebui cumva să se exprime și publicul larg asupra unor idei care se întâmplă în interiorul țării. Datorită migrării masive, datorită schimbului masiv al locului de trai, considerăm că este oportun în acest sens. Deci, cred că, nu știu, nu cred că asta cumva va schimba sau asta e un domeniu strategic, esențial al statului, dar dacă totuși legea impune la efectuarea unui recensământ, credem că nu este o problemă. E o procedură necesară și fiecare țară trebuie să facă această procedură, cel puțin, bun, ne facem o dată la 10 ani, dar poate și mai frecvent. O parte a populației manifestă reticență și scepticism față de desfășurarea recensământului. Acest fapt se datorează dezinformării și fricii ca nu cumva datele personale să fie divulgate sau strecurate în spațiul public, consideră cei intervievați.
Nu înțeleg de unde să ia acest scepticism, pentru că sunt datele, e un masiv de date, deci nu oferi informații sensibile, informații de astea generale, de bază, care tot trebuie să cunoaștem noi cu toții, care cum stăm la mai multe capitole. Posibil că sunt date poate confidențiale, da, despre salariu, despre și nu vor să divulge, să cunoască alte persoane, se gândesc. Deși menționez că este confidențial, din câte am înțeles, și nu se divulgă aceste date. Tot timp cât trăim într-o țară independentă, liberă la exprimare, liberă la un trai decent, nu văd de ce ar fi o problemă, luând în considerare faptul că statul își dă stăruință să facă aceste calcule, aceste aproximări pentru noi, iar noi să dăm cu piciorul din pofida faptului că ce, că na, ne trec nouă idei hazlii prin cap? Nu știu de ce. Cred că ar trebui toți, că nu e nimic ieșit din comun. Răspund la întrebările care sunt în anchetă și atât. Nu știu, pur și simplu mentalitatea noastră deja stagnează, mai ales la generații mai în vârstă, cred că au careva dubii, careva frici, care nu mai știu. Mai sunt atâtea escrocherii în lume și în țară și mulți tem de asta să răspundă. Dar cred că mai mult generația în vârstă se tem. Majoritatea populației consideră că recensământul este o procedură importantă pentru a putea face unele statistici, calcule care vor arăta ulterior ce aspecte ar trebui îmbunătățite, dar și va oferi o imagine amplă a numărului populației. Foarte importantă pentru că au trecut o grămadă de ani de la ultimul recensământ și trebuie să vedem și noi care e situația la moment. Au plecat o grămadă de oameni peste hotare, în sud, în vest, în est. Trebuie să vedem cât suntem, ce putem face cu ăștia care au rămas și poate convingem și pe alții care au plecat să vină înapoi. Na? Foarte bine! Da, cunosc despre acest recensământ, colectează datele despre persoane, ce post de muncă, da, despre viața lor și consider că este un aport considerabil pentru dezvoltarea țării noastre, să cunoaștem care este mediul de viață și cum trăiește populația în statul nostru. Este foarte important pentru noi ca și țară, ca și candidat la să intrăm în Uniunea Europeană respectiv. E important să știm ce populație avem. Ce cadre, ce vârstă, adică mai multe criterii. Păi logic ar trebui să vedem măcar cine a rămas în țară, fiindcă cred că o mare parte se plecați pe hotare și numai pe hârtie chiar sunt. Când la alegeri se face, numai pe hârtie știm că avem vreo 2 milioane și mai, dar în realitate nu știm câți avem. Cu atât mai mult și Transnistria intră în numărul care de locatari sau cetățenii Moldovei, dar în realitate, n-au nicio atribuție, practic, cu bugetul, cu cheltuielile care se fac la noi în Republica și în țară, în partea dreaptă a administrului. Recensământul populației și al locuințelor a început în data de 8 aprilie și va dura până pe 7 iulie. Dorin Răcioan a îndemnat oamenii să participe la acest exercițiu. Oficialul a ținut să precizeze la ședința de guvern că exercițiul este foarte important. Îndemnul vine în contextul în care, potrivit prim-ministrului, peste noapte au apărut mulți experți care au diverse păreri. Am observat că peste noapte avem mai mulți experți în recensământ. Se dau părerea, ceea ce privește întrebări. Eu vreau să reamintesc tuturor că recensământul este un exercițiu foarte important. Asupra lui, asupra organizării, asupra întrebărilor, s-a lucrat foarte mult și eu vreau să chem pe toți, inclusiv politicienii care s-au făcut experți în recensământ, să aibă o atitudine responsabilă, să primească recenzorii și să răspundă și ei la acele întrebări care au fost bine formulate și care vor răspunde exact necesităților care sunt, pentru ca noi să putem să punem la dispoziția și autorităților, dar și a mediului de afaceri datele care sunt necesare. Recensământul populației și locuințelor a fost lansat luni 8 aprilie și se va desfășura timp de 3 luni. Astfel, până pe 7 iulie, aproape 4.000 de recenzori urmează să ajungă din casă în casă pentru a colecta date despre populație și caracteristicile ei, precum vârstă, sex, etnie, nivelul educației, ocupația, dar și locuințe și condițiile de trai, precum dotarea cu sistem de canalizare și aprovizionare cu apă, modul de încălzire. Recensământul se desfășoară o dată la 10 ani, fiind o activitate de amploare națională care oferă tabloul demografic complet al țării. Datele colectate în urma recensământului sunt confidențiale și vor oferi informații pentru elaborarea politicilor publice, naționale și locale necesare pentru dezvoltarea economică și socială a țării.
Peste 80% dintre primării au depus câte un proiect de finanțare la programul Satului European ediția din 2024, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu. Potrivit acestuia, din dosarele depuse la concurs, peste 40% sunt proiecte de construire și reabilitare a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare. Ministrul a menționat că valoarea totală a proiectelor este de 3,7 miliarde de lei, precizând că până în luna iunie urmează două etape de evaluare a dosarelor. Avem peste 730 de proiecte finalizate din cele 900 selectate în cadrul programului Satului European, ediția 2022, și Satului European Express, ediția 2023. În doar 2 ani, am construit aproximativ 800 de kilometri de apeduct, de la care deja beneficiază peste 130.000 de cetățeni. Am construit aproximativ 100 de kilometri de rețele de canalizare și 12 stații de epurare, de care deja beneficiază peste 120.000 de cetățeni. Am construit peste 700 de kilometri de iluminat stradal, de care se bucură peste 200.000 de cetățeni. Pe 29 martie s-a încheiat perioada de depunere. În total au fost depuse 748 de dosare. Peste 80% din primării au depus un proiect. Distribuția proiectelor în funcție de categorie arată de fapt care sunt necesitățile comunităților și oamenilor. Ministrul Andrei Spânu a spus că din cele aproximativ 750 de dosare depuse la concurs, 315 proiecte au fost depuse pentru construirea sistemelor de alimentare cu apă și servicii de canalizare. 161 de proiecte cu un cost mediu de 4,1 milioane de lei au ca scop renovarea clădirilor publice, inclusiv și măsuri de eficiență energetică. 42% din toate proiectele, cu un cost mediu de 7,6 milioane fiecare, au fost depuse pentru construirea sistemelor de alimentare cu apă și servicii de canalizare. În regiunea de nord au fost depuse 256 de proiecte, regiunea centru 298, regiunea de sud 157, Chișinău 14 proiecte, iar în Găgăuzia au depus 23 de proiecte. Se dorește amalgamarea localității Floreni din Anenii Noi cu Sângera, o suburbie a Chișinăului. Comisia Electorală Centrală a luat act de rezultatul verificării listelor de subscripție prezentate de grupul de inițiativă pentru a iniția procesul. Cele 58 de liste conțin 1632 de semnături. Comisia a constatat că au fost întrunite cerințele privind subiectul inițierii procesului de amalgamare voluntară, fiind respectată și condiția ca propunerea să fie înaintată din partea 10% din numărul cetățenilor cu drept de vot care domicilează în unitatea administrativ-teritorială respectivă, fiind întrunite condițiile prevăzute de lege. Se menționează într-un comunicat al Comisiei Electorale Centrale. În vara anului 2023, Parlamentul a aprobat un proiect de lege care prevede amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale de nivelul 1. Potrivit proiectului, amalgamarea voluntară presupune comasarea benevolă a două sau mai multor unități administrativ-teritoriale de nivelul 1, satele, comunele și orașele, municipiile, în baza deciziilor consiliilor locale, cu respectarea unor condiții, principii și proceduri. Astfel, în condițiile de bază ale amalgamării voluntare, se prevede că teritoriul unității administrativ-teritoriale trebuie să fie continuu, iar numărul populației acesteia de minim 3.000 de locuitori. De asemenea, statul va oferi sprijin financiar pentru localitățile care vor decide să se amalgameze. Acesta include alocări din bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii, suplinirea bugetelor locale pentru o perioadă de 7 ani, precum și alocarea altor stimulente financiare. De Ziua Mondială a Sănătății, oamenii au primit consultații din partea medicilor la corturile amenajate lângă Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Astfel, vizitatorii au avut ocazia să-și testeze gratuit glicemia, diabetul zaharat, tensiunea și au beneficiat de mai multe informații despre menținerea sănătății. Ministra Sănătății, Alla Nemerenco, a declarat că pentru a menține o populație sănătoasă, instituția pe care o conduce va întreprinde mai multe măsuri în acest an, inclusiv împotriva fumatului și în special în ceea ce ține de țigările electronice. De asemenea, oficiala a subliniat că autoritățile investesc semnificativ în modernizarea infrastructurii spitalelor, în dotarea cu echipamente performante și în personal medical calificat pentru a asigura populației un acces calitativ la sănătate. Sănătatea ta
dreptul tău și trebuie să vorbim despre sănătate, inclusiv prin dreptul omului la sănătate, care este un drept fundamental și este înscris absolut în toate constituțiile țărilor lumii. Ministerul Sănătății investește extraordinar de mult pentru ca să avem într-adevăr un acces la servicii de calitate înaltă, nu doar la servicii medicale care nu oferă soluții, dar să avem spitale moderne, instituții de medicină primară care au un aspect atrăgător, să avem personal medical, să atragem personalul medical absolut în toate instituțiile noastre, să-i motivăm, să le plătim salarii înalte. Ziua Mondială a Sănătății coincide cu aniversarea fondării Organizației Mondiale a Sănătății în anul 1948. În fiecare an, această zi atrage atenția asupra unui subiect specific de sănătate care îi preocupă pe oamenii din întreaga lume. Genericul din acest an este Sănătatea mea, dreptul meu. Refugiații din Ucraina care se angajează în Republica Moldova vor fi asigurați medical. Prevederea se regăsește într-un proiect de modificare a unor acte normative. Documentul urmează a fi propus plenului Parlamentului pentru adoptare. Proiectul elaborat de Ministerul Sănătății în parteneriat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină prevede menținerea statutului de persoană asigurată beneficiarilor de protecție temporară și după încetarea stării de urgență. Persoanele vizate vor avea aceleași drepturi și obligații în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală ca și cetățenii Republicii Moldova. Anterior, persoanele refugiate din Ucraina care se angajau în Republica Moldova beneficiau de statut de asigurat medical în baza dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale. Conform datelor statistice, în Republica Moldova la începutul lunii februarie erau angajați peste 1300 de cetățeni din Ucraina. Cheltuielile pentru acordarea serviciilor medicale sunt suportate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală aprobate în legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2024. Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 are un nou director interimar. Este vorba de Anatolie Viniciuc, care a fost numit în această funcție în urma unui ordin emis de Ministerul Afacerilor Interne. S-a întâmplat după ce precedentul director, Liviu Boroc, a fost demis în noiembrie 2023 după cazul tragic, când un cuplu a fost găsit mort la Căușeni într-o mașină împotmolită în zăpadă. Potrivit unui comunicat al instituției, Anatolie Viniciu, care are o experiență de aproape 36 de ani în sistemul de urgență al MAI. În 2019 a fost numit șef adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne. A mai fost șef adjunct serviciu, șef al Direcției Pompieri și Salvatori a Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, care a fost reorganizat în Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. Anatolie Viniciuc este numit în funcția de director interimar până la numirea directorului serviciului 112 sau până la desemnarea altui director interimar, dar nu mai mult de 12 luni. Serviciul Vamal are un nou șef interimar. Viorel Doaga a fost numit în funcție după demisia lui Igor Talmazan. Decizia a fost luată de Cabinetul de Miniștri în cadrul ședinței executivului. Se propune eliberarea domnului Talmazan din funcție director al serviciului Vamal din data 10 aprilie 2024. Vreau să-i mulțumesc domnului Talmazan pentru activitatea în cadrul serviciului Vamal. A fost o perioadă destul de complicată în sensul în care a fost perioada începe războiul din Ucraina și respectiv crizele care au fost atunci la granița Republicii Moldova și implicarea serviciului Vamal și nu doar. De fapt, sub conducerea domnului Talmazan am inițiat implementarea noului cod Vamal, la fel o etapă destul de importantă și complexă. Vreau să-i mulțumesc pe această cale și să doresc succes și respectiv în tot ce își propune să realizeze. Totodată, în temeiul acelorși prevederi, se propune ca Viorel Doagă să asigure interimatul pentru funcția de șef a serviciului Vamal. Vreau să apreciez integritatea și corectitudinea domnului Igor Talmazan și să menționez încă o dată că este un exemplu pentru funcționarii publici. Igor Talmazan și-a anunțat demisia din funcția de șef al serviciului Vamal pe 4 aprilie. Acesta menționează că decizia este o demisie de onoare, inclusiv după cazul de corupție descoperit la postul Vamal de la aeroportul Chișinău. Obiecte explozive din perioada celui de-al doilea război mondial au fost găsite la Orhei și Strășeni. Acestea au fost distruse în condiții de maximă securitate de geniștii militari ai batalionului Geniu Codru.
Echipa a intervenit în localitatea Brăviceni, raionul Orhei, unde a descoperit o grenadă de mână de tip F1 într-o gospodărie. Aceeași echipă a fost solicitată în localitatea Vorniceni din raionul Strășeni, unde pe un câmp agricol, geniștii militari au depistat un proiectil de artilerie calibrul 122 de mm și o bombă de aruncător calibrul 45 de mm, transmite Ministerul Apărării. Geniștii Armatei Naționale atenționează că odată cu începerea sezonului agricol, numărul munițiilor neexplodate depistate în sol a crescut. În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să anunțe Serviciul Unic de Urgență 112 sau autoritățile publice locale, să marcheze locul depistării obiectului exploziv, să nu atingă munițiile cu mâna sau cu alte obiecte, să nu lovească sau să miște munițiile găsite în pământ sau la suprafață, să nu demonteze focoasele sau alte componente, să nu arunce în foc obiectul exploziv. Eclipsa de soare a început în Mexic, a traversat Statele Unite și s-a încheiat în Canada. Luni, milioane de oameni au urmărit o eclipsă totală de soare. Turismul de eclipsă a adus venituri de 1,5 miliarde de dolari. Oamenii au parcurs mii de kilometri pentru 4 minute de întuneric. Zeci de milioane de oameni au urmărit o rară eclipsă totală de soare. Fenomenul nu a fost vizibil din Europa, însă el a putut fi urmărit în întreaga lume prin transmisia online de NASA. Arată ca o banană acum sau ca un ardei iute, nici nu știu. E fantastic, uimitor. Am plâns, a fost cu adevărat un moment emoționant. În timpul unei eclipse totale de soare, luna apare aproape de aceeași mărime cu soarele, astfel că blochează întregul disc timp de câteva minute. Eclipsa solară de pe 8 aprilie a fost vizibilă într-o imensă zonă a Americii de Nord, începând de la Oceanul Pacific de Sud, trecând prin nordul Mexicului, centrul și estul Statelor Unite ale Americii, sudul Canadei și terminându-se în nordul Oceanului Atlantic. În anul 2024 vor mai avea loc două eclipse solare, dar nu totale, pe 2 și pe 17 octombrie, care vor fi vizibile și în Europa. Cea de-a cincea ediție a summitului internațional al primarilor a avut loc pe 11 aprilie la Dânceni. Liderii locali din întreaga Europa au explorat noi căi de colaborare și inovație în administrația publică. Republica Moldova devine din nou un punct de atracție pentru țările din Uniunea Europeană. Potrivit datelor statistice, la eveniment sunt prezenți peste 250 de primari, dintre care 120 sunt din Republica Moldova, 60 din România și Uniunea Europeană și 60 din Ucraina. Summitul este organizat în premieră în Republica Moldova, edițiile anterioare fiind organizate în Ucraina. Summitul internațional al primarilor a ajuns la cea de-a cincea ediție, marcând un moment istoric pentru Republica Moldova. Aici, la acest summit, participă primari din orașe și sate care au o experiență bogată și vor vorbi exact despre cum poate arăta un oraș european și vor vorbi și despre cum să ajungem acolo, inclusiv cum să mobilizăm mai multe resurse în contextul integrării europene, dar și cum să folosim foarte eficient aceste resurse prin proiecte de eficiență energetică, prin digitalizare, prin implicarea comunităților. Summitul a reprezentat o ocazie unică pentru primari și liderii locali de a discuta, colabora și învăța unii de la alții, consolidând astfel legăturile dintre comunitățile lor și identificând modalități de a îmbunătăți viața cetățenilor prin proiecte comune și bune practici administrative. Сьогодні ми переживаємо за вас і я бачу, як Молдова допомагає Україні. Astăzi ne îngrijorăm pentru voi și observ cum Moldova ajută Ucraina. Rusia atacă fizic Ucraina, iar informativ atacă Moldova. Este bine să consolidăm aceste poduri de colaborare dintre cetățenii ucraineni și cetățenii Republicii Moldova, pentru că de această colaborare depinde bunăstarea noastră. Evenimentul care a avut loc în premieră în Republica Moldova a focalizat pe dezvoltarea parteneriatelor și identificarea oportunităților în proiectele europene. Este o ocazie deosebit de bună ca lumea să privească spre Moldova, ca lumea să privească cu ochi bun spre Moldova și să înțeleagă cât mai bine lucrurile care se întâmplă aici, progresele care au loc aici, procesele de reformă care au loc aici. Activitatea primarilor și aleșilor locali este deosebit de importantă pentru în fiecare țară, pentru că toate lucrurile care îmbunătățesc viața cetățeanului se decid în mare parte la nivel local.
Întrunirea a reprezentat o platformă esențială pentru liderii din administrația locală, având ca scop facilitarea schimbului de cunoștințe și bune practici în dezvoltarea comunităților. Am venit să prezint proiectele pe care le avem, să lansez invitații către primarii prezenți la eveniment pentru a colabora, pentru a împărți, a pune în comun experiențe și soluții. Participanții s-au despărțit cu promisiunea de a aplica în practică cunoștințele și ideile discutate în cadrul summitului, în beneficiul cetățenilor pe care îi reprezintă. Cu toate că evenimentul s-a încheiat, spiritul de colaborare și entuziasmul pentru schimbare rămân vii, pregătind terenul pentru viitoarele ediții. Referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană ar putea avea loc pe 20 octombrie. Deputații PAS au depus un document la Curtea Constituțională prin care propune inițierea de revizuire a Constituției. Avem o veste minunată, aș numi-o chiar extraordinară, care mă bucură, mă responsabilizează, dar totodată mă emoționează enorm, știind că începând de astăzi demarăm procedura oficială de inițierea referendumului republican de revizuire a Constituției. Mai bine de 30 de ani aici, în Republica Moldova, am știut și am simțit că suntem valoric în spații de identitate europeană. Noi știm că suntem europeani, noi știm că toți cetățenii Republicii Moldova se identifică ca fiind europeni. Dar avem nevoie de a pune acest aspect în Constituție. Deputata PAS a menționat că proiectul de modificare a Constituției are drept scop reconfirmarea identității europene a poporului Republicii Moldova și declararea integrării în Uniunea Europeană drept obiectiv strategic al Republicii Moldova. Prin hotărârea Parlamentului vom declara, în primul rând, data alegerilor pentru desfășurarea referendumului republican și, doi, vom stabili și întrebarea care se oferă sau se exprimă în felul următor. Sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Noi ne dorim ca cetățenii să fie informați, să-și asume rolul imens pe care îl vom juca noi ca stat, noi ca suveran, propriu-zis, în acest proces și proiect imens de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit proiectului de hotărâre a Parlamentului depus la Curtea Constituțională, se propune desfășurarea referendumului pe data de 20 octombrie. Aceste inițiative legislative au fost examinate luni 8 aprilie în cadrul ședinței Comisiei Juridice. Modificările la Constituție au fost discutate de experți, reprezentanți ai mediului academic și ai Comisiei Parlamentare de Profil. Referendumul privind integrarea europeană va avea loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, acest lucru fiind confirmată de președintele țării, Maia Sandu. Procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană și referendumul, care urmează să fie organizat în toamna anului 2024 pentru includerea în Constituția parcursului european al țării, sunt câteva dintre subiectele abordate de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană, în cadrul unui interviu pentru Ziarul de Gardă. Mircea Gioană a vorbit despre șansa care vine de două ori pe secol, referindu-se la procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană și referendumul care urmează să fie organizat în toamna anului 2024 pentru includerea în Constituție a parcursului european al țării. Cred că, din punct de vedere al opțiunii, indiferent de limba vorbită acasă, de preferința politică din Republica Moldova, cred că nu există, de fapt, vreun dubiu cu privire unde ți-ar fi ție mai bine ca moldovean sau moldoveancă. În Occidentul dezvoltat și prosper sau într-o zonă întunecată și în care șansele de afirmare personală, de prosperitate sunt minime. Gioană a subliniat că anul 2024 este unul foarte important din punct de vedere politic. Avem alegeri prezidențiale, dar și un referendum cu privire la drumul european al Republicii Moldova. Eu, ca un student al istoriei și ca un practician al geopoliticii, pot să vă spun că o șansă ca asta vine de două ori pe secol. A fi mare, mare păcat ca toți moldovenii, indiferent de preferințe și de stereotipuri, să nu încerce să aibă o viață mai bună, o viață mai liniștită, o viață mai prosperă, o viață mai sigură. Și sper din toată inima, ca român de această dată, ca Republica Moldova să vină către Uniunea Europeană. Și proiectul politic al doamnei Maia Sandu, aderare până în 2030, să devină o realitate pentru toți moldovenii, indiferent unde s-ar afla ei, în Republică, în Transnistria sau în diaspora. Alegerile prezidențiale din Republica Moldova vor avea loc cel mai probabil la mijlocul sau sfârșitul lunii octombrie.
Într-un interviu publicat de Nocta, Maia Sandu precizează că principala prioritate rămâne garantarea și păstrarea păcii, iar oficialii din Găgăuzia care întreprind vizite în Rusia sunt de partea războiului. Kremlinul folosește un grup din Găgăuzia pentru a destabiliza situația și a induce starea de frică. Acolo este un grup de oameni, majoritatea din Găgăuzia sunt oameni care vor să trăiască în pace, oameni care vor să fie stabilitate în țară, oameni care respectă sinceritatea și munca și cei care își doresc ca țara să se dezvolte. Dar sunt și persoane care pentru bani participă intens la aceste acțiuni de destabilizare din țară și despre asta trebuie de spus. Cetățenii trebuie să cunoască unde sunt probleme și cum să nu permită acestui grup să folosească oamenii harnici și care vor pace în interesele lor. Președinta a comentat vizitele recente ale Bașcanei Găgăuziei, Evgenia Guțul și altor oficiali locali la Moscova, dar și sprijinul promis de liderul de la Kremlin, autonomiei Găgăuzie. Maia Sandu a subliniat că cei care au început războiul sângeros împotriva Ucrainei nu ar trebui sprijiniți. Nu înțeleg cum oamenii nu văd unde este pace și unde este război, unde este pace și unde este agresiune. Noi în Moldova suntem oameni pașnici și în acest timp am muncit pentru a păstra pacea în țară. Noi putem sprijini pe cei care au început acest război, pe cei care ucid oameni pașnici, nevinovați în fiecare zi. Oamenii din Comrat care merg acolo cred că acest război, uciderea unor oameni nevinovați, este un lucru normal. Marți, 9 aprilie, Bașcana Evgenia Guțul a revenit la Moscova la o lună de la ultima vizită. De data aceasta a fost însoțită de președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, și au semnat cu o bancă rusească un acord pentru ca găgăuzii să-și poată deschide de la distanță conturi în Rusia. Evgenia Guțul a fost investită în funcție în iulie 2023. Șefa de la Comrat figurează în calitate de bănuită într-un dosar de corupere a alegătorilor. Primarul Comratului, Serghei Anastasov, a comentat dialogul cu Maia Sandu în Găgăuzia. A transmis recunoștința pentru proiectele implementate, inclusiv pentru reforma judiciară și atragerea donatorilor internaționali. Nu este prima noastră întâlnire. Ne întâlnim din 2017-2018. Astăzi, Consiliul Primarilor a mulțumit pentru proiectele europene din sate care deja au fost implementate. Am vorbit despre cele care urmează să fie finanțate, pentru că știm că 90% din tot ce se face în Găgăuzia depinde de donatorii internaționali. Avem nevoie de dialog, nu avem nevoie de confruntări, nu avem nevoie să ne întoarcem în anul 2000. Suntem mult mai bine acum, bugetul Găgăuziei este cu 30% mai mare decât în alte regiuni. Aceste posibilități ni le-a dat Republica Moldova. Trebuie de le apreciat și de lucrat pentru bunăstarea poporului nostru. El a menționat și despre protestele organizate de oamenii lui Șor, dar a spus că acestea nu au afectat cursul întâlnirii. Este bine când se permite să organizezi proteste. Astăzi, când cineva scrie negativ despre vreun lider, asta e foarte bine, nu trebuie de închis gura. Dacă erau în altă țară, de mult aveau gura închisă sau stăteau câte 5 ani la închisoare. Țara noastră este democratică, din fericire aceste proteste au loc. Președinta Maia Sandu s-a aflat pe 10 aprilie într-o nouă vizită, de această dată neanunțată oficial, în Găgăuzia. Șefa statului s-a întâlnit cu aleșii locali din autonomie, dar și cu studenții, în timp ce oamenii plătiți de oligarhul fugar Ilan Șor au întâmpinat-o pe președintă cu protest, conducerea Universității din Comrat a arborat pe clădire drapelul Uniunii Europene. Maia Sandu spune că oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat penal în dosarul furtului miliardului, este un instrument al Federației Ruse prin care Kremlinul se implică în treburile interne ale Republicii Moldova. Președinta își dorește să dezvolte în continuare un dialog direct și constructiv între Chișinău și Comrat, în interesul tuturor cetățenilor, dar fără implicarea oamenilor finanțați de grupul criminal Șor. Continuăm să finanțăm proiecte, continuăm să ne întâlnim cu antreprenorii pentru a afla ce probleme au și cum îi putem ajuta. Noi suntem pregătiți să lucrăm cu oamenii din Adunare Populară care nu fac parte din acest grup și suntem gata să lucrăm cu administrația locală care nu face parte din grupul criminal. La fiecare vizită pe care o întreprinde Maia Sandu în Găgăuzia este așteptată cu protest de simpatizanții oligarhului Ilan Șor. În interviul pentru Nocta.md
șef al statului susține că destabilizarea o aduc oamenii plătiți în interesul fugarului Șor. Oamenii pot să protesteze, suntem într-o țară democratică, nu este Federația Rusă unde oamenii care protestează împotriva președintelui sunt aruncați după gratii. Lucrăm la asta ca să fie o țară liberă și ca fiecare persoană să poată să spună liber tot ce vrea, fără a exista riscuri. În acest caz particular știm și avem și dovezi că oamenii au primit bani și știu câți bani au primit. Au vrut mai mulți, dar au primit mai puțin. Acesta nu este un protest real, iar oamenii au venit nu cu propria lor agendă, au venit cu o agendă pentru care au fost plătiți. Întrebată ce s-ar întâmpla dacă la referendum locuitorii din Transnistria și Găgăuzia vor vota contra aderării la Uniunea Europeană, președinta a spus că majoritatea își dorește pacea, iar UE e despre pace și stabilitate. Țelul meu e una, am un singur scop, ca oamenii din țara noastră să trăiască bine. Pentru mine, Uniunea Europeană, și nu doar pentru mine, este un proiect de pace. Uniunea Europeană a fost înființată după cel de-al doilea război mondial ca să nu mai fie război pe teritoriul continentului european. Vedem că în toate aceste decenii nu a fost război, iar asta pentru mine este cel mai important acum. În al doilea rând, Uniunea Europeană este despre o dezvoltare economică. Privim salariile și pensiile de acolo. Ne uităm cum arată statele și orașele din Uniunea Europeană. La Congaz au început săpăturile de fundație pentru primii piloni a liniei electrice Chișinău-Vulcănești. Așa cum s-a anunțat de curând, după oferirea accesului în teren, începând cu data de 8 aprilie, a fost mobilizată echipa de muncitori și pregătit șantierul de lucru cu începerea primelor lucrări. Noua linie electrică aeriană va avea o lungime de 158 de kilometri și va intersecta 8 raioane ale țării. Asistăm la lucrările de fundație pentru primul pilon. Am mobilizat tehnica necesară și echipele de construcție pentru a putea lansa lucrările în paralel în mai multe segmente. Această linie de importanță națională, cu o capacitate de circa 500 MW și o lungime de 158 de km, va putea asigura aproximativ 50% din necesarul de energie electrică în orele de consum de vârf. Valoarea contractului este de circa 27 de milioane de euro, bani oferiți de Banca Mondială prin intermediul proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic. Proiectul de hotărâre privind ratificarea acordului dintre guvernele Republicii Moldova și Franța, care vizează cooperarea militară, a fost aprobat miercuri 10 aprilie de Cabinetul de Miniștri. În baza acestui document va fi instituită o comisie mixtă care se va reuni anual și va prezenta un plan de acțiune între autoritățile din cele două state. Instituirea unui nou acord este necesară în condițiile în care arhitectura de securitate pe plan internațional este într-o continuă schimbare, consideră Anatolie Nosatăi. Documentul vine în contextul consolidării relațiilor bilaterale de cooperare în domeniul militar și ajustării cadrului legal la situația actuală de securitate. Prin încheierea acestui acord, instituțiile de apărare ale celor două state vor extinde colaborarea în mai multe domenii, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul organizațiilor internaționale. A menționat Anatolie Nosatăi. Precizăm că până în prezent, cooperarea bilaterală în domeniul apărării se desfășura în temeiul acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Franceze cu privire la colaborarea bilaterală în domeniul apărării întocmit la Paris la 15 iulie 1998. Amintim că acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze cu privire la cooperarea în domeniul apărării a fost semnat la Paris la 7 martie 2024 de către Ministrii Apărării ale statelor. Acordul menționat este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Mircea Joana consideră că este un moment destul de complicat al acestui război, iar NATO trebuie să joace un rol de coordonare mai pronunțat în sprijinirea Ucrainei. Secretarul general adjunct al NATO vrea ca alianța să facă mai mult pentru Ucraina aflată în război. Mircea Joană, secretarul general adjunct al NATO, a fost întrebat la Digi24 despre ideea NATO de înființarea unui fond de 100 de miliarde de dolari prin care Ucraina să aibă timp de 5 ani un ajutor asigurat. Este un moment destul de complicat al acestui război, dar n-aș vrea să ne repezim în concluzii foarte defetiste, pentru că am fost și foarte optimiști, poate prea optimiști acum câteva luni de zile, acum apar voci care sunt foarte defetiste. Ceea ce facem noi la NATO, secretarul general, eu, echipa noastră de conducere, este acela de a mobiliza toate resursele disponibile ale aliaților, care asigură 99% din tot ce primește Ucraina pentru acest război, provine din statele NATO. Statele Unite, cam 50% din acest ajutor. Sperăm din toată inima
acest semnal din partea speakerului Camerei Reprezentanților că legea cu privire la sprijinul financiar pentru Ucraina să treacă și de Camera Reprezentanților a trecut cu o mare majoritate și de Senat. El a precizat că NATO trebuie să joace un rol de coordonare mai pronunțat în sprijinirea Ucrainei. Noi spunem un lucru foarte simplu. NATO trebuie să joace un rol de coordonare mai pronunțat în sprijinirea Ucrainei, fără să devină parte în război. Suntem foarte atenți la riscul de escaladare, suntem foarte atenți la această zonă de delimitare între sprijin pentru Ucraina, legitim și necesar, și escaladarea unui război deja păcătos într-un război și mai mare între NATO și Rusia. Propunerea noastră este una foarte simplă, să avem o misiune a NATO sau o formă de coordonare a NATO care să ajute pe ucrainieni și cu coordonarea sprijinului pentru război, dar mai ales pentru transformarea armatei ucrainiene într-o armată interoperabilă cu noi, făcându-i astfel mai pregătiți atunci când vor avea condițiile politice reunite să putem primi în familia noastră euroatlantică și europeană. Oficialul a fost întrebat dacă această inițiativă nu ar fi percepută de către Rusia ca o implicare și mai mare în acest conflict. Rusia are o mașinărie de propagandă care, din disperare de cauză sau din nevoia de supraviețuire a acestui regim politic, a transformat războiul cu, între ghilimele, naziștii de ucrainieni, de acum câteva luni de zile, într-un război împotriva Occidentului. America este de vină, NATO este de vină, Europa este de vină, Occidentul este de vină. Pentru că au nevoie de un adversar care să justifice în fața poporului lor cele 350.000 de militari ruși care până acum s-au prăpădit sau au fost chilodiți în acest război. 350.000 de oameni morți. Au nevoie să comunice un dușman atât de mare, atât de... Și mai este și o chestiune. Există o amintire probabil din propaganda sovietică împotriva NATO în timpul războiului rece. Este relativ ușor de reactivat. Chestiunea cu naziștii din al doilea război mondial. Chestiunea cu Occidentul decadent și care vrea distrugerea Rusiei. Niciodată. E o țară importantă, o țară care ne-am dorit din inimă să avem o relație măcar predictibilă. Au ales o cale a confruntării cu noi. Dar la NATO, secretarul general și cu mine și toți aliații, suntem foarte atenți la această linie fină de demarcație între sprijinirea Ucrainei și, Doamne ferește, un război și mai mare. În cele 11 cimitire din municipiul Chișinău au început lucrările de salubrizare și evacuarea deșeurilor. Autoritățile municipale îndeamnă și cetățenii să vină să facă ordine la mormintele apropiaților. Tradițional, în preajma acestor două sărbători luminoase, împreună cu colegii, desfășurăm o activitate amplă la salubrizarea și evacuarea deșeurilor pe suprafețele tuturor celor 11 cimitire. Astfel, pentru săptămâna trecută, au fost implicate 11 unități de transport și secția amenajare cu un efectiv total de 57 de angajați. Cu forțele proprii am reușit să evacuăm 155 metri cubi de deșeuri solide. Weekendul trecut a fost un flux sporit de vizitatori, mai ales la cimitirul Sfântul Lazar din strada Doina. Respectiv au fost și foarte multe automobile, fapt care a îngreunat circulația autospecialelor. S-a decis ca în weekendul următor serviciile municipale să intervină pe parcursul nopții ca cetățenii să mai poată veni cu mașinile. Însă, în perioada următoare, accesul automobilelor va fi restricționat pe teritoriul cimitirului. Candidații la bacalaureat vor susține probele de examen în 93 de centre, dintre care 31 se află în municipiul Chișinău. Lista centrelor de bacalaureat pentru sesiunea de examene 2024 a fost aprobată în ședința Comisiei Naționale de Examene. Instituirea centrelor de bacalaureat și desemnarea președinților și secretarilor acestora a fost decisă urmare a propunerilor transmise de organele locale de specialitate în domeniul învățământului de fiecare raion sau municipiu în conformitate cu prevederile regulamentului cu privire la examenul național de bacalaureat. Reșind din numărul total de candidați în fiecare raion sau municipiu, în 15 dintre raioane sunt instituite câte un singur centru de bacalaureat. În sesiunea de examen 2024 sunt înscriși circa 18.800 de candidați, dintre care 2514 sunt candidați restanțieri din sesiunile anterioare. În sesiunea 2023 au fost înscriși la examenul național de bacalaureat 19.064 de candidați, în 2022 18.603, iar în sesiunea 2021 16.773. Sesiunea de bacalaureat se va desfășura în perioada 4-21 iunie 2024.
Prim-ministrul Dorin Recean a solicitat ministrului Dan Perciun să pregătească o hotărâre de guvern care să permită alocarea 1,3 milioane de lei din fondul de rezervă pentru reparația sălii în care se antrenează membrii ansamblului Hecenii. Ansamblul din Raionul Sângerei au încins scena de la concursul România au talent. Tinerii dansatori au luat gold în bazul și vor merge direct în semifinală. Noi cu toții suntem mândri de cum tinerii de la Hecel Nou ne-au adus faimă la România au talent, în același timp când colegii noștri de la Hâncești au fost și au văzut în ce condiții ei se antrenează, s-a descoperit că avem nevoie să-i ajutăm. Acolo înțeleg că este nevoie de o reparație de aproximativ 1,3 milioane de lei. Vă rog să pregătiți hotărârea de guvern prin care vom aloca urgent acești bani din fondul de rezervă a guvernului. Pe de altă parte, vă rog domnul Prodan la rectificarea bugetară să avem în vedere acest ansamblu pentru finanțare. Președinta Maia Sandu a chemat guvernul și administrația publică locală din Raionul Sângerei să găsească cât mai rapid un spațiu pentru ansamblul de dansuri populare. La rândul său, președintele Raionului Sângerei a dat asigurări că se vor identifica resurse financiare pentru a amenaja o sală de dans modernă, echipată corespunzător pentru ansamblu. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente și reportaje care au marcat săptămâna. Eu vă dau o întâlnire și duminica viitoare. Până atunci vă doresc un sfârșit de săptămână reușit. Să aveți oamenii dragi alături. Rămâneți cu Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Toate bune!